Hei, bună de dimineața, stimați șerif, iată-te, nu-i așa? Ne îndreptăm cu pași repezi spre sfârșitul săptămânii, ultima zi, practic nu mai contează. Deci, efectiv, suntem în weekend. Să procedem la citirea știrilor, zice așa. Sistemul bancar românesc a avut încă un an de excepție la nivelul profiturilor și profitabilității. Profitul net a atins 13,7 miliarde de lei, în creștere cu circa o treime sau 3,2 miliarde de lei față de, în plus, adică, față de 2022, arată calcule pe baza datelor preliminare transmise de bănci la Banca Națională a României. Păi ei, mon frer, iar eu, vedeți că revenim încet, încet la vorbile mele? Avem de-a face cu un sector de piață protejat de statul român. Statul român protejează băncile care are nevoie de luat bani împrumut cu nemiluita. Și atunci băncile, mon frer, acționează după bunul lor plac. Nu există niciun fel de reglementare care să oprească în vreun fel cămătăria la nivel național. Că ce avem noi aici, să știți, e un început, așa, o cămătărie așa mai cu gulere, știi, apretate. Pentru că dobânzile la credite la noi sunt absolut huge față de restul Europei, noi ne aflându-ne la distanță foarte mare din punct de vedere al inflației. Deci, practic, noi suntem cetățenii care luăm credite, nu eu. Hai că și eu am un credit. Noi suntem jegmăniți de bănci pentru că nu există o concurență reală. Faptul că statul nu intervine permite băncilor să facă un asemenea profit. Nu există nicăieri în Europa o creștere de 25%, 30% a profitului de la un an la altul. Nu e nicăieri. Pe planetă, nu că în Europa. Pe planetă nu există. Bun, să revenim. Zice așa. 58% din populația generală nu este de acord cu serviciul militar. Ca serviciu, e greșit aici. Ca serviciu militar să devină obligatoriu în România, în timp ce 35% dintre români ar accepta această eventuală reintroducere în lege, potrivit unui sondaj Avangard. Păi e foarte simplu aici. 58% sunt băieții care trebuie să fie recrutați și rudele lor directe, mamile și tăticilor, care nu și-ar dori să-și vadă copiii trimiși la cătană. Asta zic. Restul de 35% sunt oamenii pe care pur și simplu nu interesează. Pensionari, de exemplu. Domnule, să se reintroducă stagiul militar. Să se reintroducă, bă, mică. Să-i facă bărbat. Să-i ducă la... Să stea în frig. Să le țârțe curul. Înțelegi? E foarte simplă discuția. Bun. În interviu cu Tucker Carlson, în caz că n-ați lipsit pe planetă, Mr. Carlson, i-a luat interviu domnului Putin. Zice așa, primul acordat unui jurnalist occidental de la invazarea Ucrainei, Vladimir Putin a declarat că înfrângerea țării sale este imposibilă. Pe de altă parte, Putin a insistat că Rusia nu are niciun interes să invadeze Polonia, Letonia sau alte țări NATO. Da, așa zicea, fix așa zicea și despre Ucraina. Noi în Ucraina, voi sunteți nebuni. Nu există nicio invazie. Noi n-am invadat. Și după ce a intrat în Ucraina, mizeria de Lavrov zicea, dar noi n-am invadat. Să bat între ei, zice, noi nici nu știm ce e acolo. Habar n-avem. Trimiteți pe niște oameni să vadă. Noi n-avem, armata rusă nu e acolo. Știți că aveau armatele alea fără niciun fel de însemne? Exact cum au făcut și în Crimea, erau omuleții verzi. Omuleții verzi că aveau niște uniforme verzi pe care nu exista niciun fel de însemn al unei armate. Bă, jeguri incredibile. Așa, deci nu invadează ei Polonia și Letonia, deci eu aici sfatul, eu mă gândesc că Polonia și Letonia de mâine trebuie să se apuce să înarmeze să-și facă șanțuri. Calificând un astfel de scenariu ca fiind absolut exclus. Da, exact. În schimb, liderul rus a acuzat statele membre NATO că încearcă să înfricoșeze oamenii cu ceea ce el a numit o amenințare rusă imaginară. Da, imaginară. Bombardamentele din Ucraina sunt absolut imaginare. Copiii răpiți, oameni omorâți, împușcați pe stradă, chinuiți, bătuți, imaginar. Doar avem o imaginație foarte bogată noi. Ei rușii, ei sunt niște porumbei, pe ce mă vreau, niște păpădii. Știrea Hope.ro zice așa, un nou test de sânge pentru cancerul cerebral are potențialul de a revoluționa diagnosticul, accelera tratamentul și îmbunătăți ratele de supraviețuire. Asta în special în cazul pacienților cu tumori greu accesibile. Bă, vedeți că încet, încet omenirea se îndreaptă într-o direcție, zic eu, bună. Ne trag rușii înapoi. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat demiterea șefului armatei Valerii Zaluzhnyi. Noul comandant al armatei este generalul Oleksandr Sârski, care conducea până acum forțele terestre. Bă, v-am mai zis. Echipa care nu câștigă trebuie schimbată. Oamenii de știință europeni au stabilit un record pentru cantitatea de energie generată din fuziunea nucleară. Cercetătorii de la Joint European Torus au generat 69 de megajoule într-o reacție de fuziune susținută care a durat 5 secunde. E energie suficientă pentru a fierbe aproximativ 70 de ibrice. Așa. Au oamenii ăștia de știință, știi, tendința asta de a măsura lucrurile în niște chestii pe care nu multe le mai le înțelege. Cum adică să fierb 70 de ibrice?
Eu vă garantez că sunt 80% din populația țărișoare, nu știe ce înseamnă ibric. Nu am mai văzut ibric. Depășind recordul lor anterior de 59 de megajoule, deci acum a făcut 69, stabilit în 2021. Da, știu că pare absolut hilar și așa, sună anecdotic, dar, mon frère, sunt niște pași mici într-o direcție care o să schimbe viitorul țărișoarei, viitorul planetei. Să știți asta. În momentul în care o să reușim să producem energie prin fuziune nucleară, mon frère, se întoarce lumea cu curul în sus. Adică, practic, curentul o să fie gratis. Adică o să coste să-l transporti, nu o să coste să-l produci. E o metodă de a produce curentul electric absolut neepuizat. Deci, practic, o să avem energie nelimitată pe tot parcursul vieții noastre, fără să mai trebuiască să investim sau să cheltuim ceva, să mai scoatem din pământ, să mai ardem, să mai topim, să mai, știi? Interesant. Bun, abia așteptăm. Procurorul special însărcinat cu investigarea acuzațiilor de manipulare necorespunzătoare a unor documente confidențiale de către Joe Biden a decis să nu recomande urmărirea penală într-un raport publicat joi, care îl descrie pe președintele american ca fiind un om în vârstă cu probleme de memorie. Exact ca și pe Trump, Joe Biden a fost acuzat că a luat de la Casa Albă niște documente pe care le-a dus la o altă reședință și n-avea voie să facă asta. Spre deosebire de Trump, care l-a dus în cutii la el acasă ca să păstreze pe viitor să poată șantaja niște cetățeni, știți? Sau ce puțin așa am citit, nu știu dacă e neapărat drept, da. Și din cronica de turism, operatorul low-cost Wizz Air a anulat peste 20 de rute aeriene spre și dinspre 6 orașe din România, care nu vor mai fi disponibile începând din sezonul de vară, care va începe la finalul lunii martie. Pe lista rutelor anulate se află, printre altele, rutele București-Luxemburg și Jeddah din Arabia Saudită, din Cluj-Napoca spre Viena, Berlin, Lyon, Liverpool și Birmingham și din Timișoara spre Frankfurt sau din Iași spre Santorini. Să strânge cureaua, mă mică, low cost. Judecătorii de la Curtea Supremă a Statelor Unite au dezbătut cu scepticism decizia privind eliminarea lui Donald Trump de pe buletinul de vot din statul Colorado după un apel al fostului președinte. Cei 9 judecători s-au arătat puțin impresionați de argumentele colegilor lor din Colorado, inclusiv judecătorilor liberali, arătându-se sceptici cu privire la pertinența deciziei. În America se încearcă scoaterea lui Donald Trump de pe liste, invocând o lege care interzice cetățenilor care o participat sau care au organizat insurecții împotriva statului american să participe la alegeri, să mai aibă dreptul de a fi aleși după ce au făcut, practic, cum ar veni, mizerii, știi? Și aici e un lucru interesant, pentru că fiecare stat din America poate lua decizii, bineînțeles, în anumite limite, independente, și există riscul ca unele state să nu-l lase pe Trump să candideze, ceea ce ar însemna, clar, pierderea alegerilor. Europei îi va lua mulți ani pentru a-și construi capacitatea de producție de armament și muniție necesară atât pentru a ajuta Ucraina, cât și pentru a reechipa forțele naționale, a declarat fostul șef adjunct al apărării din Belgia. Nu este o glumă, suntem în rahat până în gât. A spus, am făcut o pauză că scrie aici, deep shit, în original. Deci suntem în căcat adânc, traduc eu, dacă tot s-o dați. A spus Marco Thijs, care s-a retras în 2023 cu gradul de general locotenent, mai ales în Belgia, dar nu doar aici. Domnul general, eu zic că adică nu știu care e situația în Belgia, dar, mon frère, lucrurile s-au schimbat față de acum 30 de ani. Dacă acum 30 de ani să faci bombe aveai nevoie de 70.000 de cetățeni cu strunguri, acum ai nevoie de câteva mii de CNC-uri care lucrează pe 3 schimburi și produc la un nivel fără egal. Dacă țineți minte, am citit tot așa un articol despre Rheinmetall, firma germană care produce armament, și care au zis, mon frère, noi în 3 luni punem pe picioare o fabrică de armament care produce armament la nivelul de a susține războiul unei țări. Și așa cum știți, Rheinmetall a cumpărat și acum în România o fabrică, participațiuni la o fabrică, 70% din acțiuni, și din câte am mai citit eu, au mai cumpărat fabrici în Europa, deci oamenii se pregătesc masiv să producă armament și o să-l producă, vă repet, la un nivel și cu o viteză fără precedent. S-au schimbat lucrurile acum. Uitați-vă un pic ce avans tehnologic are producția de mașini. Uitați-vă un pic căutați pe YouTube să vedeți ce se poate face cu un CNC de viteză mare. Nu vă puteți imagina. Deci, eu cred că acum e doar o chestie de setup. Avem nevoie de 2-3 luni să deschidem o fabrică și în alea 2-3 luni, după 2-3 luni o să putem să producem armament
într-un ritm și cu o viteză pe care nu ne-am imaginat-o până acum. Deci, sincer, eu nu cred în vorbele acestui domn. Da, maybe just me. Vladimir Putin a povestit în interviu acordat jurnalistului Tucker Carlson că în anul 2000, după ce a venit la Kremlin, l-a întrebat pe fostul președinte Bill Clinton dacă crede că e posibil ca Rusia să intre NATO, iar în prima fază fostul șef al Casei Albe a răspuns pozitiv, dar apoi s-a răzgândit la sfatul echipei sale. Cum să intri NATO, când NATO e o organizație făcută tocmai ca să pună Rusia la punct. Ar fi redundant. Așa, și jurnalista de investigație Emilia Șercan a anunțat că pagina ei de Facebook a fost joi seara ținta unui tip de atac susținut de guvern sau de atacatori sofisticați, după ce a primit două mesaje de alertă în acest sens din partea administratorilor rețelei de socializare. Doamna Șercan e în continuare șicanată de băieții de la guvern pentru că îi dă în gât, pentru că le expune hoția și minciuna și incompetența, examenele luate pe șest și lucrările de diplomă. În fine. Lucrările plagiate. Asta face doamna Șercan și, vă repet, îi deranjează pe cetățeni. Să sperăm că doamna Șercan n-o să abandoneze munca și o să continue să-i expună pe jegoși și mincinoși, asta zic, pe hoți. Bun, cetățeni, cam atât pentru astăzi. Ce pot să vă doresc decât un weekend absolut superb. Ne vedem negreșit luni dimineața sau joia viitoare. O să lansăm pe gaben.ro, pe grup, o să lansăm un poll să vedem dacă aveți subiecte preferate de discuție pentru joi, ca să ne organizăm un pic, să facem discuțiile cât mai eficiente. Cam atât. Cetățeni, vă mulțumesc, weekend superb, la revedere. Serus!